Un număr impresionant de elevi din clasele de gimnaziu, dar și de la ciclul liceal, au participat weekendul trecut la cea de-a treia ediție a concursului de matematică și fizică Laurențiu Panaitopol, organizat de Școala Generală numărul 4, în colaborare cu Colegiul Național Ion Maiorescu. Este vorba despre circa 300 de participanți care au susținut acest concurs, dintre aceștia 30 fiind premiați în cadrul galei organizate duminică la Centrul Cultural Local Ion Vinea. De la prezidiu nu au lipsit invitați importanți, precum soția marelui profesor, Maria Elena Panaitopol, decanul Facultății de Matematică, Victor Țigoiu, redactorul Gazetei Matematice, Ion Cicu, dar și inspectorul de matematică din capitală, Gabriel Vrânceanu, cel care se ocupă de concursul național cu același nume din București și Tulcea. Ceremonia a fost deschisă de directorul adjunct al școlii numărul 4, Rodica Coporan. Copiii și-au rupt din timpul lor și au venit să muncească, să gândească, să transpire pentru frumusețea matematicii și frumusețea fizicii. De aceea vă mulțumim în mod deosebit copiilor și părinților prezenți aici și celor prezenți în concurs. Toți invitații de marcă au ținut să-i felicite pe participanți și să-i încurajeze într-o carieră didactică sau, de ce nu, într-una de cercetare. Vreau să mulțumesc profesorilor de matematică și fizică din orașul ăsta, care acum 40 de ani a devenit prin adopție și orașul meu. Suntem la a treia ediție a acestui concurs în memoria soțului meu și nu pot să nu reamintesc că inițiativa a aparținut Societății de Matematică din Giurgiu, al cărui președinte era domnul profesor Sergiu Marinescu. Într-o perioadă în care lumea are preocupări de cu totul altă natură, pe care le știm și le putem vedea la televizor sau auzi la radio, mâna de profesori moști, ajutați de mai multe mâini de părinți doritori și bine înțelegători a ceea ce înseamnă viitorul copiilor lor, viitorul ăla adevărat și real și bine fondat, s-au pus să lupte ca să organizeze acest concurs. Constat ca și ceilalți vorbitori că pe an ce trece calitatea acestui concurs crește. Cu sprijinul sponsorilor, organizatorii au reușit ca și în acest an să ofere premii câștigătorilor, constând în cărți, diplome și medalii. O să vă rugăm să rămâneți până la sfârșit, când se vor face niște fotografii cu premiații și o pierdere în casă. Deci eu o să vă rog imediat ce vă auziți numele strigat să afluiți către... De la școala numărul 5.